Salut, Charles, care sunt primele tale impresii aici la Ucluj? Salut! Sunt foarte fericit că am semnat aici. Toată lumea știe că Ucluj este un club de tradiție, cu suporterii frumos. Și știu câteva jucători și știu că avem un lot foarte frumos și foarte bun. Ai avut până acum ocazia să joci pe Cluj Arena ca adversar? Ai văzut fanii universității? Cum ți se pare? Da, am jucat de două ori aici. Prima dată cu Daco Gigica, a fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, dar din păcate am jucat sezonul trecut fără suporterii din cauza COVID. Am pus o întrebare tuturor jucătorilor care au venit în această vară la Ucluj și anume ce te caracterizează pe tine cel mai bine ca jucător? Eu sunt un mijlocaș defensiv, box-to-box, adică pot ajuta în partea defensiv și ofensiv, dar mai mult defensiv, sunt jucător foarte agresiv, care alerg mult și cu calitate de pas bun. Tu vii din Franța, ai jucat în fotbalul francez, ți se pare diferit fotbalul de la noi față de cel de acolo? Da, cred că aici e un fotbal mai tehnic, în Franța e mai puternic, cu jucător din forța mai puternic și aici e un fotbal mai tehnic, cred. Acum, pe final, aș dori să le transmiți un mesaj suporterilor Universității Cluj. Ce dorești să le zici? I can say in English? Sure. I can't wait to start to play and I'm very happy to be here and I hope we will do the best for you.